Ce nu râzi, bă. În continuare vom prezenta revendicările noastre. Retragerea imediată a trupelor rusești de pe teritoriul Ucrainei și de oriunde altundeva în afara granițelor Rusiei. Nu escaladării conflictului militar, soluționarea prin negociere și semnarea unui armistițiu. Azil politic necondiționat pentru refugiații ucrainieni. Suport din partea statului român pentru refugiați, indiferent de etnie, religie, clasă sau gen. Statul trebuie să asigure resurse pentru a le garanta un trai decent. Nu să se bazeze doar pe societatea civilă și pe caritatea privată. Drepturi politice, civile și dreptul la autodeterminare pentru toate minoritățile naționale din Ucraina și din Rusia. Stop expansiunii NATO spre Est. Respingem imperialismul american în Europa. Blocarea imediată a conturilor miliardarilor ruși pe plan internațional. Accelerarea tranziției spre energie din surse non-fosile pentru eliminarea dependenței de combustibili fosili importați din Rusia. Gazul și petrolul rusesc finanțează crima. Nu fascismului și organizațiilor de extremă dreaptă din Europa, Ucraina și Rusia. Încetarea finanțării, a înarmării sau a oricărui fel de suport pentru aceste grupări. Bani din Fondul European pentru Pace și pentru ajutor umanitar către Ucraina. Nu creșterii cheltuielor militare peste 2% din PIB-ul României. Respingem militarismul și militarizarea. Nu abuzurilor de putere, încălcării drepturilor civile și economice sub pretextul conjuncturii războiului. Vrem pace, nu război! 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 Vrem pace, nu război!